Deci ieri ai pus mâncarea, da? Da. Și azi nu-i nimic. Fain. De astea pe câte rame? 6? 2, 3, 4, 5. Nu, stopul. 5? E pentru 5 rame sau pentru 6? Pentru 8 rame. A, pentru 8 rame. Ha. Fain. Aha. Deci aici încă are siropul. Sirop de la Pilug, da? Da. Aici încă l-are, da? Prietenii, eu din nou sunt la prietenul meu Denis și el deja a pus stimulare, da? Da. O leacă de ajutor pentru ele. Și ai pus sirop, da? De la... Am pus în pachet cu el, am pus așa, cum fac. Deci pachetul este gol, el le-ai pus, da? Da. Cum se pare anul ăsta consumul? Adică față de anul trecut sau de cel anțan e mult mai mult. Cel puțin asta e părerea mea, așa am văzut eu, că cum e la prezent acum, cel anțan era așa prin mart. Da, deci... Anul ăsta foarte mult o consumat. De acord, eu la mei fix așa m-am uitat, au ramele puțin de tot miere. Așa. Asta e mai slabun, cu 3 rame, vedem. 3 rame și aici este siropul. Nu l-au luat. Nu l-au luat încă, ei da, o să-l iei. Slab, adică asta e avantajul care îl dăm siropul, s-a făcut, el e practic ca mierea, nu e sirop cu apă, adică nu se năcrește sau se strice dacă lăsăm mai deci mult. Deci este mai tare, da? Da, și albine nu trebuie să mai chinui să-l prefacă, el este gata făcut, el e exact ca mierea de gros. Da, da, da. Și asta e avantajul, nu mai trebuie să chinui albinele și nu se strică, nu se... Este mai ușor lor. Uh-huh. Aha. Deci la asta nu e pus sirop, dar i-am pus că am văzut că are multă mâncare. Are mâncare și uite, e tot intervalul râmelor, numai albină. Dar hai. La asta i-am turnat să deasupra, așa, peste râme, atunci sunt că ieri. Aha. Asta i-am pus. Da, aha. Nu, i-am da, dar nu l-am luat încă. Da, zice siropul. El cred că, așa, încet, încet. Să l-am lăsat de anul trecut, nu i-am restrâns, nu i-am făcut nimic. I-am pus două etaje, un roi cum l-am făcut. El și l-a umplut cu miere, etajul de sus, așa și l-am lăsat tot iară, nici n-am umblat cu el. Mm-hmm. Asta așa de... Da, oașe, da, albinul ies. Da. Mm-hmm. Nici i-am dat nici sirop. Mm-hmm. Deci, albinele au un zbor frumos, azi sunt vreo 9 grade liber căldură. Mm-hmm. Și au un zbor frumos. Așa. Deci, tu azi le-ai pus sirop, da? Da, la unii le-am pus azi. Azi mai mult ai pus. Azi le-am pus la toate, da. Azi la toate ai pus sirop, da? De exemplu, dacă mai mult, 2, 4, 6 rame. Aha. Am uitat, azi are 3 rame puiet aici. 3 rame puiet are, da? Care e media râmilor cu puiet la tine, dacă te-ai dat? Diferit, adică nu pot să zic încă... Așa, deci cât ai spus că este media la tine pe puiet, rame? Așa cel mai mult am găsit pe 3 rame. Pe 3 rame, cel da? Cel mai mult așa și am găsit. Aha. La stupurile mai puternice asta. Da, da, da. E bun. Nu știu cum e alt. Mm-hmm. La voi cum este, prieteni? Scrieți în comentarii. Care este media de puiet la rame? 2-3 rame, dar cel mai mult așa pe... 2-3 rame, da? Mm-hmm. Așa. Scrieți în comentarii câte râme la voi media are puiet. Azi ai pus, da? Da. 5 rame. Bun, prieteni, sănătate și numai bine. Aveți grijă de albinuță. Noi eu dăm... Cum? Ca o, are albină pe toate rame. Da, da, da. Tot intervalul văd că are albină. Da, aveți grijă de albinuță. Sănătate, prieteni.